Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Maps on Subs. De această dată, fraților, ne vom juca pe o hartă trimisă de către Florin, o hartă intitulată În căutarea lui Ronnie, partea întâia. Și bineînțeles, înainte să începem, v-aș ruga pe toți să apăsați și voi acel mic butonaj de like, dacă susțineți seria și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, haideți să strângem, oameni buni, peste 1000 de like-uri pentru acest nou episod. Și haideți să vedem ce ne-a pregătit nenea Florin aici. Văd care, adică presupun că are o poveste în minte, așa mai, o poveste mai măricică, pentru că asta e de-abia prima parte, după cum am menționat acolo, avem reguli. Nu schimba dificultatea până când îți zic eu, nu, dar aici ai voie să mă înjuri. Regula asta e foarte ciudată. Sper că îți va plăcea harta, harta va fi testată, scuze dacă vei întâmpina probleme, buguri. Fără game mode, doar la nevoie, nu sparge blocuri, îți poți da spawn point când vrei. Asta e foarte tare, dacă avem parkour, o să fie easy. Nu te distra, serios, adică prietenul tău a fost beat, bătut și tu nu ar trebui să te distrezi. Ok. Poveste. În timp ce veneai de la Club Coronii pe la 4 noaptea, adică 4 dimineața, o gașcă de țigani v-au prins acolo sub blocului și v-au bătut. Cât de sec, gen, ne-au prins țiganii, ne-au dat-o, ne-au tăiat pătăți. Pe tine te-au pus aici, unde se pare că te-au închis. Ești nebun, keep inventory true, game mode survival, difficultate peaceful, mob griefing false, time set day. Îmi place povestea, e foarte seac. Selectează doar o sabie, doar o armură și du-te, odată ce ai ales, nu te mai poți răzgândi. Pasta o aleg, pentru că vrea să-mi facă troll. Deci sabia aia de diamond cred că n-are nimic, fii antenă. Sharpness 3, Fire Aspect 1, Unbreaking, perfect. Îs curios, nu mă răzgândesc acum, dar doar îs curios să văd ce e aici. No, ce-i cu sabia asta, ce-mi dă? No, vezi? Haha, deci a mea e mai bună, pentru că asta n-are sharpness măcar. Ok, regulile am dat deja pe aici. Canal. Ce tare, intru în canal, ești nebun? Baba. Ok, oprit, pornit. Trebuie să trec prin toată apa asta. Bă, ce mă enervează când curge apa așa? Mă freacă la icre, grav. Nu vă gândiți la prostii. Click pentru a-ți începe aventura. Na bun, bine. Aici sau aici? Aici. Felicitări, ai reușit să ieși din bloc prin canal. Dar să trecem peste, ce drăguț. Acum trebuie să treci de probleme puse de țigan pentru a-l salva pe Ronnie. Da, bun, pun pariu că nu-l faci. Nu, exact ce ziceam, parkour o să fie easy dacă am voie să pun spawn point unde vreau eu. Bun, spawn point. Hoba. 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 M-am aruncat special pentru că am știut că nu cad. Haha. Hoba. Hoba. Nu, dar spawn point aici este un bug și te va teleporta înapoi la bloc. Serios? Ce bug, frate? Hopa, îmi dau spawn point aici. Aș încerca, adică, nu, no, asta e un fel de... Bă, până acum n-am căzut deloc. Din, l-am făcut... Vorbeam de lup. Bag piciorul. Tocmai vreau să mă laud că n-am căzut deloc și că-l termin fără să cad, dar... Da. Ha, uite-mă că am reușit. Uite-mă că am reușit să băiețași. Felicitări, ai trenat nivelul cu parkour. Următoarea probă. Hai să vedem bățiganilor. Cine a... Oi, ăsta e dropper? Sau cred că vrea să fie un dropper, cel puțin. Să vedem ce este pe partea ailaltă. Deci, efectiv, mie în bara de start acolo jos mi-arată că am două Skype-uri deschise. Și n-am niciun script sau ceva de genul care îmi permite să deschid două Skype-uri. What the fuck? Bun. Apa așa. Ia să vedem. Țiganii s-au gândit că vei ajunge aici, așa că ți-au pregătit o probă grea de dropper. Fără Optifine. O probă greu. Cum am pus o paranteză aici de dropper. Ia uite ce e acolo, frate, spoiler. Fără Optifine. Acolo. Oh my god, următoarea probă, ați văzut ce bun nu-s, bă? Ok, dacă nu te descurci, poți folosi Optifine level 3, tras cu arcul, da, este posibil, time set night. Ok, asta e lumină? Chiar crezi că asta e cel bun? What? Nu. Ah, buton, what the fuck? Nu, frate, vreau doar să aprind lumina. Întoarce-te. Nu mă lasă să ies. Ah. Ok. Deja știu care, pe care trebuie să-l nimerez, dar hai să le nimerim pe toate. De fapt, nu, nu știu dacă neapărat ăla. Bă, dar... Mă enervează când se întâmplă chestia asta, când îl ratez pe primul, pentru că nu mai dau seama. Deci, uitați, după ce îl ratez pe primul, ci că tocmai asta în toate zilele, Snoopy Dog, Snoopy, Snoop Doggy Dog, că nu e ăsta. Hai că aproape m-ai făcut să redute, bă, de aici. Ești nebun. Opa. Ăla de acolo. O, mă. O, mă. O, mă. Ha, uite un iepuraș. Oh! Yes, l-am imerit. Oh, iepuraș is on fire. What the fuck? Uite cât de disperat e. Nu. Rip banii. Tem, tem, tem. Bun. Apa așa.
Hop, așa. Hop, așa. Și nu mai pe ăla mai trebuie. Ah. De fapt, cred că l-am nimerit pe ăla dacă s-a săgeat, așa cum am căzut și de la asta. Mamă, dar uite cât de fain le-am luminat pe toate. Și acum hai să dăm pe ultimul. Bam! Te credeam, mai zici, serios, nu e ăsta? Bă! Bă! E posibil, deci clar e ceva pe aici. Ia stai că aici. Hum. Care the fuck o fi? Serios acum. Deci ăsta nu e. Iar trebuie să dau pentru că au căzut săgețe și nu știu care e. Tocmai ăsta din toate țintele. Hai că aproape m-ai făcut să râd. Du-te bă de aici. Vei fi teleportat în 3 secunde, nu mișca. Nu mișca. Deci bate joc de mine, fii antena. Serios? Da bă, serios. Nu serios, sunt trebuie să nimeresc. Aaa, ah, ăsta e mă, butonul ăla de sus mă, de pe ținte, ești nebun. Ok, ăsta e drumul bun. Ăsta nu e bun, să mor tu. Cei doi țigani și sclavii se încearcă să fugă, găsește. Atenție, drumul din dreapta este cel corect. Da bine, drumul din dreapta, dacă el zice așa. Hai să vedem. Deja mi-e frică, bă. Oh my god, care din dreapta și după unde? A, pe aici e nimic. Pe aici e nimic, ce tare, bă. Pe aici? Pe aici? Pe aici? Pe aici? Nici pe aici, bă. Nici pe aici, oh my god. O să mor, o să mă pierd în labirintul curului și nu... Ah, ce mă enervează fața asta, serios, m-am pierdut. Cred că era ăla din stânga, fiind de ne... Oh. Ah, cheia cu valoare, valoare. Da, bun, și cred că drumul ălălalt mă duce către ușă, corect? Da, cred că drumul ăsta mă duce către ușă, cel mai probabil, adică în drumul ăsta am găsit cheia, în drumul ăsta la ușă cu noi, gen. Pe aici? Cred că nu. Îmi dau eu cu părerea prea repede. Mereu încerc să spun. Cred că noi pe aici. Ce păcat. Oba. O, ușa. Ha, ha. O, oh, what the fuck. Și-a bătut jocul de mine. Ha, pe aici ai, bă, băiatule. Proba finală. Nu! Ai trecut de cea mai imposibilă proba noastră. Vino și distruge-ne dacă poți. Proba finală. Aici cred că le dăm în gură. Golden Apple. Ultimul nivel distruge țiganii. Golden Apple. Opa, așa. Și Golden Carrot. Golden Carrot e, cred că... cel mai bun pe care îl poți mânca ca să ai saturația mare. Deci nu-ți dă foarte mult hunger, din câte știu eu, dar ai saturație, frate, de te saturi. Adică pentru mult timp n-o să înceapă să scadă mâncarea. Dă-te pe medium, vino și înfruntăm sclavii, what the fuck, trage de 5 ori. Oh my god, păi mi-e frică, bă. Hai să mâncăm mărul de pe căma, că nu știu de ce țigan dau. 1, 2, 3, 4, 5! Vă rog, nu bubuiți la mine în curte. Mamă, ce acolo, pigmen și creeper, cum? Ho! Du-te, bă! Nu! Nu! Haha, frate! Ia stai că mă bag eu în ei! Bă, oh, fac, nu! Pare rău, am grifat! Alin, bai! Ne dăm! Bă, o să mor! Nu! 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 O să mor? Nu! Jumătate de inimioară! Nu! Țiganii, ha, poate ne-au omorât sclavii, dar nu și pe noi, am fugit împreună cu Ronnie. Du-te, bă, da... Oh my god. Tai, bă, gamiaș. Am uitat să-mi dau spam point acolo, dar chiar, bă, ce nătângă-s. Oh my... Dar oricum s-a grifat cam tot pe aici. Cam asta a fost bătaia, oameni buni, lupta finală. Ne-am cam luat omor, dar... Da, mai mâncăm mere și le mai dăm în gură. Nu știam mai de ce mi-au damage, bă. Astea, ia... Yeah. Oh my god. Uite așa se face treaba. Oh. Deci așa, nu știam de ce mi-au damage. Îmi iau damage pentru că astea nu sunt mere de alea noci, mere de alea foarte OP. Sunt pur și simplu niște mere de aur, da? Da, astea albastre, deci nu sunt OP. După ce ai terminat, mergem aici. Ok, what the fuck ce aici? Mersi că mi-ai jucat mapa. Dă o notă mapei, vrei partea a doua, putem strânge 1000 de like-uri. Asta am zis și eu la început de clip. Deci, fraților, haide să strângem peste 1000 de like-uri pentru acest episod. Ce vrei, mână, sosule? Uite ce fereare, că stă în apă. Ce fraier e, voi vedeți? Rip. Dacă prima oară am omorât iepurile, acum am omorât un zombie. Oh my gosh, aici scrie z. Haha. Nu mă vreau, deci cam asta a fost episodul. Tu te bă de aici, ești tu, jet. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri. Și fraților, mă, da, toți ăștia se găsesc să dea în minte de pe acum. What the fuck? Și fraților, nu uitați, pentru a-mi trimite hărți, o puteți face pe adresa de mail. Hărți, Aron, Minecraft, din usromania.ro, da? Asta este adresa, am trimis aici hărțile pe versiunea 1.8, deci neapărat pe 1.8. Și eu o să le joc când o să fie timp, momentan sunt vreo 400 de hărți care mai sunt de jucat.
Bine, oricum nu cred că o să le joc pe toate pentru că nu toate îndeplinesc cerințele, dar în fine, înțelegeți voi. Deci, încă o dată, nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Pa, bă, ciao!